Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! Dacă îți sărbătorești ziua de naștere pe 6 decembrie, ești plăcută în comunicare, ai o dispoziție veselă, îți pasă sincer de ceilalți și te dovedești a fi un excelent intermediar. Arta persoasiunii te ajută să reunești părțile în conflict și să le reconciliezi. Oamenii sunt atrași de tine datorită caracterului tău sociabil perspectivei optimiste asupra vieții și personalității atractive, voioase, o minte rapidă și activă și capacitatea de a-ți apăra punctul de vedere asupra oricărei situații te pot ajuta atât în viața personală, cât și în sfera profesională. Ești capabilă să profiți la maximum de orice situație, nu-ți va fi greu să vezi diamantul, chiar și într-o grămadă de murdărie. Ai de asemenea, un simț al profitului economic cu adevărat uimitor, nu pierzi nimic pentru a observa un decalaș pe piață. În același mod, tu determini perspectivele și potențialul oricărei companii sau echipe. Văzând lumina de la capătul tunelului, te grăbești întotdeauna să o întâlnești. Tu nu aparții categorii de oameni creativi, ci mai degrabă ești manager, organizator care este capabil să îmbunătățească sau să schimbe ordinea existentă a lucrurilor. Ai o înțelegere foarte dezvoltată a ceea ce trebuie restructurat. Rară ori apelezi la inițiative care și au pierdut utilitatea. Cu toate acestea, dacă toate lucrurile spuse mai devreme funcționează într-o carieră sau o afacere, atunci în relațiile personale aceste lucruri nu funcționează. Imediat ce vei simți falsitate în prietenie sau iubire, Încerci să le și să nu aștepți să se înrăutățească. Semnul tău zodiacal aparține constelației săgetător. Semnul zodiacal săgetător este direct legat de semnele elementului foc, care se disting prin următoarele calități, sinceritate, inconstanță, determinare. Ești energică, iubești natura, ai o sete mare de independență spirituală. Viața ta este afectată de maestosul și spiritualul Jupiter. Această planetă îți oferă noroc și bunătate, energie și generozitate, dar nu fără gropi aici. Sinceritatea și ambiția ta pot fi echilibrate de frivolitate, o tendință de a-ți asuma riscuri. Generozitatea și complianța pot ajunge în motivație și neglijență excesivă iar vitalitatea ta poate fi dispersată datorită mișcării în toate direcțiile simultan. Conștientă de numeroasele tale abilități și virtuți, poți fi lovită de vanitate și aroganță, care, la rândul lor, pot te duce la dezvoltarea ipocriziei și a pasiunii pentru plăcerile vicioase. Ar trebui să te bazezi pe spiritualitatea ta deosebită, evitând complexele napoleoniene și disprețul față de ceilalți. Iubirea de divertisment și senzualitatea dezvoltată te poate duce la diverse tipuri de dependențe. Ești plină de bunăvoință, dar un aventurier etern, generoasă și în același timp ambițioasă. Jupiter, patronul tău ceresc, îți dăruiește cu generozitate o spiritualitate dezvoltată și vigilență pentru bogăția materială. Dorința de a te dezvolta și dorința arzătoare de a primi recunoașterea tuturor virtuților tale. Nu este surprinzător faptul că atât de multe trăsături izbitoare intră în conflict, formând o personalitate extrem de interesantă, dar destul de complexă. Așadar, fiind o persoană maestuoasă și elegantă, ar trebui să-ți asculți impulsurile generoase, dar nu să-ți diminueze motivația trebuie să dai frâul liber sociabilității și prieteniei, fără să ajungi din ipocrizie, să te bucuri de impulsivitate, dar să ți controlezi acțiunile și consecințele lor. Deoarece Jupiter gestionează cele mai profunde programe ale psihicului tău, adesea este dificil pentru tine să separi influențele externe de caracteristicile inerente ale personalității tale. Ar fi minunat să poți stabili în convingerea ta că orice schimbare este posibilă din interior și că mereu vei avea suficientă forță pentru asta. Guvernatorul tău astral este Jupiter, de la acesta tu primești pasiunea pentru tot ceea ce este prestigios, succesul în învățarea limbilor străine, interesul pentru ceea ce s-a întâmplat de multă timp, pentru istorie și filozofie, pentru cunoașterea omului și psihologie. Jupiter este patronul pentru profesorii universitari, agenții de turism și al agenților matrimoniali, planeta ta în exil este Mercur, lui Mercur îi poți mulțumi pentru lipsa abilității de a cântări informațiile, precum și pentru percepția numai acelei informații care este în concordanță cu credințele tale, ești sociabilă, veselă, fermecătoare, ai o personalitate atractivă, interesantă ești încăpățânată, intolerantă. Dar viața trebuie să-și urmeze scenariul, iar tu te schimbi. Când devii mulțumită, ești blândă, răbdătoare și dispusă să cooperezi. Caracteristicile tale puternice sunt optimismul și încrederea în sine. Te poți încăpățâna să nu observi răul. În plus, ești înzestrată cu capacitatea unică de a te recupera rapidă din loviturile sorții. Ești un pragmatic incorigibil interesată doar de ceea ce poate funcționa și aduce beneficii. Teoria o accepti numai în acea perspectivă, în măsura în care poate fi susținută de practică. Urmând de această logică, pot spune că validarea și câștigul sunt prioritatea maximă pentru tine. Cu toate acestea, ar trebui să fii atentă la pericolul de a deveni victima ambiției excesive, a valorilor false sau a controlului excesiv. De regulă, îți exprimi sentimentele direct, răspicat, iar acest lucru poate fi extrem de dureros în sufletele prietenilor tăi. Pericolul unei relații strânse cu tine este că ești literalmente obsedată de dorința de a câștiga. Prin urmare, este mai bine ca partenerul tău să aibă aceeași pasiune sau cel puțin o pasiune similară. Dacă ești asociată cu persoane pasive sau nesigure, rezultatul poate fi mai mult decât tragic ești interesată să scoți în evidență doar ce este mai bun, iar acest lucru se aplică chiar și abordării tale către oameni. Dacă prietenii sau asociații tăi sunt la fel de puternici și cu voință puternică, ești cu adevărat încântată să-i inspiri la realizări și mai mari. Dacă întâlnești persoane care nu tolerează o invazie a personalităților, care nu acceptă îmbunătățiri, te retrage imediat pentru a nu provoca iritații. Nu este necesar să spun că trebuie să cultivi toleranța pentru zlăbiciunile celorlalți. Poți fi sfăduită chiar să-ți îndrepți eforturile asupra ta însăți, pentru ca mai târziu să nu fie nimeni pe care să dai vina pentru eșec. Te distingi față de alți nativi din săgetători prin astfel de trăsături speciale, ești feminină, interesantă, veselă, cinstită, în relațiile cu bărbații, nu tolerezi patriarhia. Ești obișnuită și accepti doar să fii în condiții egale cu un partener? Nu ți este frică să iei inițiativa și să iei chestiunile în propriile tale mâini? Pentru a fi cucerită inima ta, nu poți să lupta decât bărbați strălucitori și carismatici, în niciun caz inferior ție. Un candidat pentru inima și mâna ta trebuie să fie capabil să creeze împreună cu tine un cuplu demn. Cum afectează data de 6 decembrie soarta ta? Te distingi prin înțelegerea vieții, vezi perspectiva chiar acolo unde părea că nu se poate, și ai dreptate. Și dacă decizi să investești într-un proiect care este chiar inconștientă la prima vedere, proiectul înseamnă că are un potențial bun. După ce ai simțit succesul iminent, îți vei îndrepta toate forțele către cea mai rapidă realizare a rezultatului dorit. Nu ești o personalitate creativă. Prefer să-i organizezi și să-i gestionezi pe alții, pentru că, cu previziunea ta, ești capabilă să discerni și să susții idei sensibile, vezi viitorul în schimbări progresive și ești gata să-ți asumi riscuri, dacă afacerea începută își pierde utilitatea, atunci, fără ezitare și dispreț inutile, o refuz și începi una nouă. Punctele fortei cum ar fi sârguința, practicitatea, Abilitățile organizaționale te vor ajuta dacă dorești să începi o afacere, dar pentru a obține succesul trebuie să rămâi optim adultă și plină de credință în tine, însăți și în echipă. O astfel de atitudine este proiectată și asupra vieții personale, simțindu-te rece în relațiile de prietenie sau de dragoste, nu vei aștepta alte evoluții, vei părăsi și întrerupe chiar și conexiunile pe termen lung fără ezitare cu prietenii și partenerii, ești simplă și îți exprimi direct sentimentele, fie că este vorba despre muhnire sau furie. Îți place să te distrezi și să comunice mult? Ai o mulțime de prieteni zgomotoși și ai întotdeauna planuri pentru seară, dar nu permiți interferențe exterioare în treburile tale. Reacția la încercările de a ți se da sfaturi este probabil să fie dură și sincer nu înțelegi când sunt jigniți pentru asta pentru că ceilalți nu știu să gândească și să acționeze diferit. Când cineva încearcă să construiască o relație cu tine, trebuie să țină cont de setatea constantă de victorii și să aibă aceeași emoție ca și tine. Relațiile cu indivizii pasivi sunt, în mod evident, sortite eșecului. Pragmatismul, caracteristica ta principală, te duce la convingerea că totul ar trebui să fie de nezdâncinat în conjuri de oameni puternici, hotărât și cu voință puternică, astfel încât în momentele zlăbiciunii tale să fie cineva pe care să-l iei ca exemplu și să te grăbești din nou în luptă. Prietenii de succes te motivează să obții rezultate deosebite. Persoanele cu vederi înguste și care nu tolerează schimbări îți vor provoca doar iritații și nu vor zăbăvi în cercul tău de comunicare. Odată cu vârsta, Îți revizuiești valorile și devii puțin mai tolerantă la deficiențele altor oameni, încerci să-ți exprimi gândurile mai blând, cu experiență înveți să spui ambițiile în fundal și să te bucuri de lucruri simple. Atunci se realizează armonia cu tine însă îți dragoste și compatibilitate. Ești un romantic de modă veche, nu vrei să fii singură și să visezi un partener, prin urmare. Ai tendința să te îndrăgostești fără speranță de un ideal, dacă un om în carne și oase nu-ți poate realiza visele, te vei simți devastată și frustrată și va dura multă timp să te întorci la o viață activă. Lei și berbecul sunt cea mai potrivită pereche pentru tine, dacă Uniunea are loc în aninte de vârsta de 28 de ani, vei putea coexista în condiții egale, fără a vă suprima libertatea reciprocă. În astfel de uniuni nu există loc pentru gelozie, împreună veți forma un tandem puternic, inspirându-vă reciproc pentru noi realizări. După vârsta de 30 de ani, singura opțiune viabilă pentru tine rămâne un săgetător, el va accepta cu ușurință comportamentul tău extravagant, îți va oferi completa libertate pentru că o cere și el, și cel mai important, îți va respecta cu sfințenie spațiul tău personal pentru că și el are nevoie de același lucru. Singura condiție însă este ca partenerul săgetător să fie mai în vârstă ca tine, și de preferată la a doua căsătorie. Cu pești și fecioară îți poți arăta calitățile de conducere jucând prima vioară dintr-o relație. Scorpionului este greu să te înțeleagă, din cauza dorinței lui de a fi întotdeauna cel mai bun din toate. Balanța și Capricornul nu vor putea înțelege dorința ta constantă de schimbare și pofta de aventură, astfel încât o astfel de relație, cel mai probabil, nu va fi armonioasă. În dragoste o opțiune ideală este vărsătorul, dar este bine să-l păstrezi în zona de iubit. Sub același acoperiș vei exploda deseori din cauza lipsei lui de chipzuință cheltuielilor excesive și răcerii așternute odată cu praful pe actul de căsătorie. Totul este însă posibil, neștiind nici ascendentul tău și nici lista datorilor karmice reciproce, locuri de muncă și carieră, ești sociabilă și pozitivă, convergi ușor cu oamenii, nu-ți place să petreci timpul singură, ai un talent rar, poți negocia ținând contă de interesele ambelor părți, pentru tine, Studiul este ușor. Adesea te poți regăsi în activități sociale, bunăvoință, atitudine pozitivă, dorință sinceră de a ajuta, atrage întotdeauna atenție celorlalți. Oamenii sunt atrași de tine. Pentru tine, nu este dificil să-i conduci. Ai capacitatea unică de a beneficia de aproape orice situație. Pentru aceasta ești apreciată la muncă. Ți se poate încredința un proiect serios. Ca un inventator și un inovator vei aduce cu siguranță slujba la final și cu cel mai eficient rezultat pentru companie. În ceea ce privește domeniile prioritare de activitate, practic nu există restricții pentru tine, ești un soldat universal, te vei supune oricărei afaceri. Principalul lucru este să fii interesată de domeniul de activitate ales, sănătate și boli ești prea preocupată de soarta proiectelor tale și ești prea încordată din punct de vedere fizic și mental. Uzura face parte din norma ta zilnică. Pentru tine, aceasta este cu normă dublă. Munca de uzură este în detrimentul sănătății. Poți avea probleme cardiovasculare. De asemenea, sistemul nervos suferă. Arderea la locul de muncă este de asemenea dăunătoare din punct de vedere psihologic. Când ești obosită de vii iritabilă, nervoasă, începi să te descompui pe flacuri. Autoflagelarea are toate șansele să se termine în depresie profundă, dacă echilibrul psihologic nu este restabilit la timp. Țigările și alcoolul ca mijloc de suprimare a stresului ar trebui excluse, pe cât posibil, deoarece problemele cu vasele de sânge, plămânii și stomacul sunt inevitabile. Stresul atletic excesiv este de dorit să fie limitat, deoarece mușchii suprapompați de-a lungul anilor se poate transforma în exces de grăsime. Din același motiv, ar trebui să respecti o dietă vegetariană. Destinul și norocul Universul ți-a dăruit o natură îndrăzneață și contradictorie, ai un potențial de muncă imens, o dragoste pentru risc, ești inteligentă și ambițioasă, practică, Îți place să fii la vedere? Te-ai născut să fii lider. Ai intuiție de invidiat. Viața ta poate fi frumoasă, dar totul depinde în ce direcție vei merge, ce vei dezvolta în tine. Un început negativ sau unul pozitiv. Ești neînfricată, ai noroc în viață și, în ciuda necazurilor și problemelor, ești mereu cu demnitate din toate situațiile, învingând de dușmanii și depășind rapid toate obstacolele. Dacă vei alege calea îmbunătățirii de sine, vei găsi mare succes, bogăție, noroc în toate eforturile, sfaturi pentru tine. Nu așeza totul pe rafturi, lasă-ți timp să te relaxezi, formulează și respectă principiile etice, învață să te relaxezi, fără asta este imposibil să menții confortul psihologic.